Salutare, dragii mei! Bine v-am regăsit! Ne reîntâlnim din nou pentru un tutorial scurt de data aceasta, dar zic eu că destul de folositor. Și anume, după cum vedeți, eu am două cercuri aici, în imagine, cercurile de căciulă, cu care noi începem cam absolut orice căciulă, da? Haideți să și măsurăm puțin să vedeți. Adică avem un diametru, cum ar veni, da? Aici am 16 cm diametru, iar în partea cealaltă, cred că la fel, cam atâtea rânduri. 15 și puțin, 16 aproape și aici, da? Cum am procedat? Vedeți că aici dunga îmi este de îmbinare, îmi este aproape invizibilă, iar aici, dacă ne uităm cu atenție, se observă și nu arată foarte, foarte estetic, da? Vedeți cum arată aici și cum arată aici. Eu am găsit o nouă modalitate prin care pot face toate cercurile pentru căciulile mele, dar nu numai pentru căciule. Ați văzut că noi mai lucrăm și alte proiecte începute pe cerc și continuăm. De exemplu, cum ar fi pentru masă, un suport de cană, să spunem, da? Atunci va trebui să-l terminăm tot în... să-l lucrăm tot pe rotund, tot în cerc și să-l terminăm așa de frumos, încât să nu se observe aici nicio chestie la îmbinarea aceasta, da? Vedeți, mie îmi rămâne ața în interior deja, da? Aici, dacă termin cum terminăm noi în mod obișnuit, vedeți, deja se observă îmbinarea. Deci, așa nu, așa da, în opinia mea. În opinia dumneavoastră, nu știu, va rămâne să... Îmi spuneți în comentarii, adică dacă vă va plăcea metoda aceasta de lucru, prima metodă pe care o voi folosi eu acum în tutorialul care urmează, vă aștept cu păreri și impresii în comentarii. Bineînțeles, pot fi și negative, dacă nu vă place puteți scrie acolo ceea ce nu v-a plăcut și eu o să iau un calcul pentru data următoare. Așadar, haideți să începem! Ne luăm un fir și o croșetă, oarecare. Doar trebuie să asortați croșeta potrivită firului din care dumneavoastră lucrați. Eu voi lucra azi cu Alize Baby Best, da? Sper că se vede aici în imagine, și o croșetă de 3,5. Nu se vede scrisul foarte bine pe ea, dar este de 3,5 aici. S-a mai șters scrisul pentru că eu le am de foarte mult timp și le folosesc în foarte multe proiecte de ale mele. Deci, pentru început vom face o buclă, da? Adică acel cerc magic. Rotim aici firul după deget, în acest mod. Tragem partea de dedesubt, da? Așa. Luăm de aici firul pe care îl ținem între degete și formăm o buclă, adică sigilăm cercul magic, da? Mai departe eu voi lucra 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Deci mă înalț cu 3 ochiuri de lanț, da? În jurul acestui cerc va trebui să lucrez un total de 12 piciorușe duble. Primul picioruș dublu ține loc, primele 3 ochiuri de lanț cu care m-am înălțat țin loc de primul picioruș dublu, da? Deci 1, 2, acesta este piciorușul dublu, da? 3, 4, 5, 6, vedeți? Așa. 7, 7, mai strângem puțin pentru a putea lucra mai bine, sub cerc, 8, 9, 10, 11, 12, da? Așa am spus că vom face, 12, trag de ață, strâng cercul, da?
Am strâns cercul sau inelul magic, cum vreți să-l numim. 1, 2, 3. Deci am aici 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. În mod obișnuit m-aș fi prins așa. Acum trag bucla aceasta. Vedeți, o las așa puțin și număr 1, 2, 3. Aici, în ochiul numărul 3, vin cu croșeta din spate, da? Deci ați văzut. Intru cu ea. Ups. Îmi vine firul și nu cred că se observă. Deci intru cu ea de aici, din spatele lucrului, așa. Iată așa, da? Prindeți toate buclele acestea aici. Iată așa. Mă întorc, da? Trag firul. Deci intru pe buclă, da? Pur și simplu. Și trag aici, în interior, da? Vedeți cum. Doar am tras aici, în interior. Acum răsucim lucrul așa, în modul acesta, da? Deci aducem lucrul la forma lui normală. Iată, așa. Tragem puțin pentru a se strânge aici, dar nu foarte mult. Și vom intra fix în prima buclă aici, lângă, deci lângă încheiere. Și vom face așa. Aducem două bucle pe croșetă, lucrăm un picioruș scurt, cum ar veni, da? Și mai lucrăm un ochi de lanț. Da? Vedeți ce frumos s-a îmbinat. Mai departe, tot în acest spațiu, mai facem un picioruș dublu. Pentru că, de data aceasta, noi, în rândul 2, ne vom dubla piciorușele duble din primul rând. Dacă la primul rând am avut 12, acum vom avea 24 la finalul acestui rând. Deci avem aici 1. În următorul ochi lucrăm din nou 2 piciorușe duble, da? Adică înmulțim, da? Mergem în ochiul 3. Vom lucra și aici tot 2 piciorușe duble. Mergem în ochiul 4, lucrăm tot 2 piciorușe duble. Da? Iată, așa avem. Mai departe. În ochiul 5 lucrăm și din el 2 piciorușe duble. Da? Mergem în ochiul 6. Și vom lucra și din el 2 piciorușe duble. Mergem la ochiul numărul 7, lucrăm 2 piciorușe duble. În ochiul numărul 8 lucrăm 2 piciorușe duble. 9. 2 piciorușe duble. 10. 2 piciorușe duble, da? 11. 2 piciorușe duble, da? Și în 12 vom lucra și din el 2 piciorușe duble. Așadar, trag puțin ața aici, las o buclă și vin aici, 1, 2, 3, deci vin pe linia aceasta, da? Aici, da, la ochiul acesta, vin din spate cu croșeta, intru în el, mă prind aici, dar aveți grijă aici, ața să vă rămână tot timpul în spate, da? Deci, trag, da? Și răsucesc așa, în modul acesta. Vedeți? Și am prins fără nicio... Deci nu este vizibil, vedeți? Aici unde eu m-am prins. Acum, intru fix în ochiul acesta. Aici, în primul, da? Prin ambele bucle. Trag o buclă, am două pe croșetă, le închid împreună și mai lucrez un ochi de lanț. Și am realizat, vedeți ce frumos aici, că nu se observă deloc. Merg mai departe, în ochiul cu numărul 2, da? Și voi lucra
un picioruș dublu. De data aceasta, pe rândul acesta, noi vom lucra, iată așa, un picioruș dublu, o înmulțire, adică în următorul ochi două piciorușe duble și tot așa lucrăm pe tot parcursul rândului. Deci, în primul ochi lucrăm unul singur, un picioruș dublu singur, în următorul o înmulțire. Da? Iată. Mai departe. 1. Ups. În următorul facem înmulțirea. 1. În următorul avem înmulțire, două piciorușe duble în același loc. 1, 2, 2, da? Mai departe, 1, 2, doi, uno, doi, uno, doi, adică un picioruș dublu în următorul ochi, o înmulțire. Pe tot parcursul rândului, da? Acum, unul singur, o înmulțire, unul singur aici și în ultimul spațiu aici, da? Pentru că noi am început cu un picioruș dublu, acum ultima va trebui să fie o înmulțire, da? Aici lucrăm și de aici, din spațiul acesta, da? Vom face o înmulțire. Iată. Tragem bucla, lăsăm așa, venim de aici, din spate, fix pe linia aceasta, da? Luăm bucla așa, tragem firul, da? Vedeți, am rămas cu el, răsucim, uitați ce bine am îmbinat și de data aceasta, da? Sper că s-a văzut și că n-am ieșit din cadru, n-am fost foarte atentă, vedeți? Iată. Haideți să continuăm. Deci, fix din primul ochi de aici, tragem o buclă, lucrăm un ochi, adică un picioruș scurt, îl numesc eu, un ochi de lanț și mergem mai departe. Deci am făcut aici primul picioruș dublu, da? Acum avem înmulțirea. Deasupra ei lucrăm din nou o înmulțire pentru a nu strica ordinea înmulțirilor, da? Mai departe avem un ochi, un picioruș dublu, scuze, și cel de-al doilea picioruș dublu până la înmulțire, da? Pentru că aici am început cu unul singur, nu e nicio problemă. Veți vedea cum terminăm la final de rând. Aici continuăm. O înmulțire. Da. Și mergem mai departe. Un picioruș dublu, da? Și cel de-al doilea picioruș dublu. O înmulțire deasupra înmulțirii din rândul anterior. Un picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. O înmulțire. Un picioruș dublu.
cel de-al doilea picioruș dublu și o înmulțire, da? Unu, unu, doi, da? Continuați așa până spre final. Am ajuns spre final, vedeți? Am aici ultima înmulțire din rândul anterior. Voi lucra și de data aceasta o înmulțire, da? Și mai am aici un spațiu, vedeți? Aici fac cel de-al doilea picioruș dublu pentru a putea reîntregi, vedeți? Între ambele înmulțiri va trebui să am două piciorușe duble. Scot și las așa, vin din spate cum v-am obișnuit, da? Trag. Uitați. Trag bucla aceasta, da? Și uitați ce frumos îmi rămâne aici, da? Și chiar și aici nu este vizibil. Foarte, foarte puțin se observă. Dacă bine ne uităm, se observă foarte, foarte puțin aici. În comparație cu acesta, care s-a închis, așa vedeți, uitați diferența. Deci aici avem vizibil, aici mai puțin vizibil, da? Haideți să mai continuăm. Deci îmi rămâne firul în spate, intru în ochi și intru aici, sub prima buclă, da? Sub primul V din acesta. Trag o buclă, am două, le închid împreună și mai lucrez un ochi de lanț. Acum am lucrat primul picioruș dublu, da? Lucrez V-ul, adică înmulțirea, două piciorușe duble în același loc și de data aceasta voi avea 1, 1, 2, 3 ochiuri, vedeți? Adică 3 piciorușe duble și o înmulțire. Da? Mai departe. 1, 2, 3 și o înmulțire. Continuăm până spre final de rând și ne revedem din nou aici. Am ajuns spre finalul rândului, ultima înmulțire, vedeți, o am aici. Mai am de lucrat un picioruș dublu și vedeți, din spațiul acesta mai lucrez încă un picioruș dublu. De data aceasta am între înmulțiri 3 piciorușe duble, cum am avut de altfel pe tot rândul, da? 1, 2, 3, vedeți? De la o înmulțire până la cealaltă. Scoatem ochiul, intrăm din spate, îl prindem, îl aducem aici, da? Și ne-am prins foarte frumos din nou, vedeți? Totul este doar să veniți de acolo din spate și să aveți grijă tot timpul să vă rămână firul în spate, da? Din nou. Procedez cum am procedat până aici. Fac înmulțirea, da? Și continui. Vedeți ce frumos se vede? Pe în continuare, deci pe rândul acesta, noi va trebui să avem între înmulțiri 4 piciorușe duble, da? Haideți să le facem. Deci am înmulțirea, un picioruș dublu, da? 2 piciorușe duble, 3 piciorușe duble, 4 piciorușe duble, da? Și înmulțirea. Deci, aceasta mi este secvența de pe rândul acesta. Pur și simplu mă duc cu 4 piciorușe duble și o înmulțire. Vom proceda astfel atât cât avem noi nevoie. Deci, dacă vrem să lucrăm, să spunem un diametru de 12 cm, haideți să zicem așa. Ne oprim aici, da? Dacă vrem să lucrăm de 18, ne oprim aici.
Deci înmulțim atât cât avem 18. Dacă vrem să lucrăm de 16, mai înmulțim încă un rând 2 și vom obține 16. Atât cât ne dorim noi, atât înmulțim. Adică atunci când noi vom plia lucrul, vom face așa, vedeți? Ne măsurăm așa înălțimea lucrului, da? Și așa lățimea lucrului, da? Vedeți? Iată, așa. Noi am mai vorbit despre lucrul acesta, despre cum lucrăm diametru, cred că și prin alte tutoriale. Acum eu finalizez rândul acesta, vă mai arăt încă o dată aici la îmbinare și după aceea vă las să lucrați singure atât cât aveți dumneavoastră nevoie. Am ajuns spre finalul rândului, deci am lucrat în ultimul V, da? Acum lucrăm un picioruș dublu, două piciorușe duble. Din spațiul acesta îl lucrăm pe cel de-al treilea, da? Și cu primul de aici avem 4, ca între fiecare înmulțire. Deci 1, 2, 3, 4, da? Și înmulțirea. Vin din spate, da? Trag ochiul și iată că așa se închide cercul meu, vedeți? Haideți să-l și închid. Acum eu nu mai continui, este suficient cât am lucrat. Deci trag puțin taiața și uitați ce frumos a rămas marginea aceasta, vedeți? Și aici eu zic că nu este vizibil, zic că este foarte, foarte frumos. În comparație cu acesta, eu zic că este evoluție, vedeți? Aici nu se cunoaște absolut nimic, aici uitați cum se cunoaște la închidere. Deci dacă aveți și dumneavoastră de făcut cercuri din acestea, fie pentru căciulițe, fie pentru absolut orice proiect, veți putea lucra varianta aceasta pe care am lucrat-o noi azi în tutorial împreună, dacă vă va plăcea. Dacă nu, o folosiți pe cea care o știți deja. În speranța că v-a plăcut și că va fi util tutorialul de astăzi, eu nu pot să vă cer decât să lăsați puțin mai mult publicitatea să meargă atunci când vizionați un tutorial de-al meu, pentru că așa mă veți putea ajuta pe mine să câștig câțiva bănuți în plus, să pot merge mai departe cu acest canal, să putem continua, da? Să putem lucra împreună și alte lucruri drăguțe. Îl puteți distribui pe paginile personale sau prin anumite grupuri în cazul în care v-a plăcut și considerați că ar putea fi util și altor colege sau prietene de-ale dumneavoastră. Și bineînțeles, îmi puteți lăsa acolo în secțiunea comentarii câteva cuvinte, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, cum a fost feedback-ul dumneavoastră, fie el pozitiv sau negativ. Cu acestea fiind zise, eu vă doresc mult, mult spor în toate, multă sănătate și o zi frumoasă. La revedere, dragii mei!